Vor mai multă libertate pentru studenți. Organizațiile de tineret din cadrul PLDM, PAS și PPDA au lansat o petiție prin care cer autorităților responsabile ca studenții să aibă acces în căminele studențești și după miezul nopții. Aceștia consideră că regulamentul care prevede ca ușile căminelor să fie încuiate după ora 24:00 încalcă drepturile studenților. Suntem tineri și avem dreptul să trăim ani de studenție așa cum vrem. Când zic să trăim așa cum vrem, zic despre posibilitatea de a merge la teatru sau cinema fără frica de a nu reuși să intrăm în cămin. Zic despre posibilitatea de a lucra fără a fi nevoit să oferim explicații administrației. Zic despre posibilitatea de a merge la o petrecere fără ca viața noastră privată să devină subiect de discuție. Planul nostru de acțiune este, parcursul a 3 săptămâni, să colectăm în jur de 4.000 de semnături. Vom organiza întâlniri cu studenții. Majoritatea studenților salută inițiativa, însă consideră că totuși accesul liber ar putea fi reglementat. Desigur că suntem tineri, vrem să ne destrăm, poate. Poate sâmbătă, duminică, așa ceva și joi, poate. Trebuie să aibă, desigur. Chiar într-adevăr, și cu toate că mai știm că în cămine sunt și unele familii care locuiesc și chiar au nevoie de liniște. Dar, pe de o parte, sunt și unii studenți care lucrează. Studenții zrosle lui, mă gândesc să-mi reșați ce îmi deal. Studenții sunt oameni maturi și singuri pot decide ce să facă. Consider că și acum ei oricum găsesc diferite căi ilegale, dacă am putea spune așa. Acum însă apare și problema cu intendentul, care va trebui să lucreze și noaptea. În acest sens, responsabilii din cadrul Universității de Stat din Moldova susțin că au reușit să găsească un numitor comun cu studenții, dar sunt gata să discute în continuare. Da, se motivează că ar dori accesul liber, fiindcă o parte din studenți lucrează, se rețin seara la lucru sau vin de la țară cu autobuzul. În principiu, studenții care doresc să lucreze, noi le permitem și practic iau acces și după ora 24, dar mai trebuie să discutăm în primul rând și cu studenții și cu organizațiile care au propus acest lucru. Potrivit grupului de inițiativă, după colectarea numărului necesar de semnături, petiția va fi înaintată Guvernului și Ministerului Educației.